Marius Bogdan, mă bucur să vă revăd personal și ca vechi camarad în ale acțiunilor civice, dar și profesional de perspectivă politică. Bună ziua, bine v-am găsit. Am văzut, în ultima perioadă, ai preluat ADER Suceava. Da. Ce înseamnă ADER Suceava? ADER Suceava este o organizație politică nouă. Este un partid înființat în aprilie 2018. Este un partid propriu-zis tânăr, dar cu perspectivă. Se numește ADER la democrație, educație și reconstrucție. O întrebare firească care îmi stă pe buze de multă vreme, ai fost în PDL, ai fost în UNPR, ai încercat și acolo și acolo, acum cu ADER. Ce n-a mers în cele două partide în care ai fost și de ce o să meargă acum la ADER? Da, politica am început-o în PD la tineret. La tineret, corect. Ne-a absorbit PDL-ul, să zicem. Am fost consilier județean un mandat și am văzut cum e în politica de nivel înalt, dar consider că locul meu nu era acolo. La UNPR a fost o conjunctură să ajung, deoarece am fost candidat la deputați la PPDD, pe Colegiul 1, iar PPDD-ul a fost absorbit de UNPR. Bun. Ai încercat și pentru Suceava, ai încercat și pe Consiliul Județean. Ce n-a mers? Am încercat votul acela luat pentru tânărul politician, dar se pare că nu a fost momentul atunci. Și o fi momentul acum? Am înaintat și eu în vârstă, sper să fie momentul când cu, cu ce vine Marius Bogdan nou acum pe piață? Ai o familie frumoasă, ai un copil acum, un nou copilaș și să străiască ocazia asta, vreau să te felicit. Mulțumesc tare mult! Cu ce vii în plus? Ai spus că e vorba și de experiență. Ar trebui oamenii să înțeleagă că e vorba de un alt Marius Bogdan, că e vorba de un alt, de o altă perspectivă politică? E vorba că am astăzi 38 de ani. Cred că mi-am făcut perioada aia de ucenicie în PDL. Cred că ADER-ul poate fi o variantă nouă la actuala clasă politică, deoarece vine cu alte viziuni. Promovarea în special a tinerilor și a persoanelor care nu au făcut politică până astăzi. Da, tu vii cu experiență. Tinerii care nu au făcut politică, cu ce experiență să vină? De ce îi susții pe ei? Pentru că sunt tineri care lucrează deja în instituții publice și au deja o experiență în administrația locală. Chiar zilele acestea am avut discuție cu 2-3 tineri care au fost și ei înainte în politică, s-au lăsat puțin, dar văzând ce se întâmplă momentan, cred că vor candida și ei din nou. La ce să ne așteptăm în 2019? Europarlamentare, prezidențiale, cum vă veți situa aici? Nu, cred că nu voi candida nici la europarlamentare și nici la primărie. Cum la primărie urma să venim pentru 2020. Nu am că o să mă întrebați. Voi încerca să construiesc în primul rând o echipă. Să construiesc în fiecare localitate câte o organizație locală și de acolo să începem. Probabil punctul forte va fi alegerile locale din 2020. Și acolo ce target are ADER? Noi, dacă nu va fi nicio alianță, sperăm la 5%. În cazul unei alianțe, sperăm la 70%. Când spui de alianțe, te referi la ce partid? Cu cine vreți, vrea sau există, cu cine aveți? Există clar latura noastră de stânga, de centru stânga. Probabil că nu o să putem să facem alianțe cu cei de dreapta. Pro-România, PSD-ul? Astea sunt variante de stânga, cred. Aveți deja discuții cu ei? Cu PSD-ul nu avem nicio discuție, recunosc, dar Pro-România s-ar putea să fie o variantă. Ce nu merge în municipiul Suceava multe de față? Nu merge nimic, domnul Mihai. Și dumneavoastră știți că nu funcționează nimic. Vedem gropile care sunt zi de zi, se taie asfaltul nou și se asfaltează din nou. Am văzut zilele trecute pe internet, chiar și găuri în stâlpi au început să apară. Și viitorul profil de primar care ar trebui să fie din perspectiva ADER-ului? Din perspectiva ADER-ului trebuie să fie un bun gospodar și un bun administrator, în primul rând. Ceea ce se întâmplă acum în primăria Suceava e destul de delicat pentru că s-a ajuns așa ca într-o familie și probabil sarcinile de serviciu sunt greu de luat. Și greu de respectat. Și greu de respectat. Iar la nivel de județ, ce nu merge? La nivel de județ, probabil neconcordanța între guvern și administrația locală face să nu funcționeze atât de bine aparatul administrativ. Ce dorești personal pentru 2020?
pentru 2020 îmi doresc să pot forma o echipă, o echipă care să fie competitivă la nivel local și județean. Ai să te poți bate cu PNL, cu PSD, cu Pro-România, cu ALDE? După discuțiile pe care le-am avut și după experiența din ultimii 19 ani de politică, pentru că fac politică de la 19 ani, am avut multe discuții cu persoane care au fost, să zicem, în zona administrativă și cred că vor face pasul spre ADA. Succes! Mulțumesc tare mult!